Bine ați venit, leilor, la o etalare romantică. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Mai întâi de toate, vreau să știți că astăzi este una dintre cele mai importante zile ale anului. Este una dintre cele mai benefice zile. Dacă investiți în ceva, dacă încercați să deschideți o nouă afacere sau pur și simplu cel mai mic pas în a face, a deschide... Nu știu, poate o planificare a voastră sau poate cumpărați ceva sau poate vindeți ceva. Astăzi este cea mai bună zi pentru că luna și soarele sunt în exaltare. Pentru voi ar fi bine să vă activați și voi la rândul vostru norocul pentru că astăzi este ziua în care poți activa foarte bine norocul. Cei care au e-mail de la mine, norocul vostru este în casa nouă în berbec și relațiile în vărsător. Deci vă puteți activa aceste energii, iar cei care ați uitat sau nu le aveți, puteți intra pe vlog, vă rog să vă înscrieți pe vlog. Acolo sunt multe informații stricte, unele interzise, pe care nu le pot da pe YouTube. Deci, ne vedem acolo din când în când. Abonamentul este pentru totdeauna. Haideți să vedem ce avem pentru Leu. Totul se află în descrierea acestui videoclip. Finanțe și carieră. Deci, interesul vostru acum este, de fapt, pe finanțe și carieră. Wedding, căsătorie. Și factor religios, iarăși. Cred că este a treia zodie în care am factorii religioși. Influența religiei. Să nu fiți niciodată, să nu discriminați o religie, oricare ar fi ea. Dumnezeu este unul. Wedding. Mai vreau una pentru că ceea ce am sentimentul respectiv. Forgiving a learning. Ok, asta este. Deci, am senzația că voi sunteți la o mare depărtare, că în relația în care sunteți nu este comunicare și e un fel de a vă eschiva într-un fel, de a vă duce pe energia muncii, finanțe și carieră. Posibil să fiți într-o relație, dar în același moment nu e o relație foarte fericită, pentru că este ca și cum v-ați îndepărtat unul de celălalt sau pur și simplu în momentul prezent nu sunteți în cele mai bune momente ale voastre. Și nu este un factor religios, ci pur și simplu aș spune că nu simțiți aceeași atracție pe care o doriți cu persoana respectivă, oricare ar fi persoana respectivă. Sau poate vă impuneți că acesta ar putea fi o restricție în momentul în care vă duce cu atenția numai pe carieră și finanțe. Deci prima etalare este a voastră și haideți să vedem ce avem pentru voi, prima etalare. Cea de-a doua va fi a celelalte persoane. Deci, într-adevăr, persoana cealaltă vrea o relație de lungă durată sau poate sunteți căsătoriți. Turnul. O despărțire sau ca o îndepărtare a... între voi. Pajul de bâte. Un nou început. Este energia voastră. Nu uitați că sunteți o energie de foc. Judecata. Și steaua. Asta înseamnă că încă mai aveți o speranță. Dar vedeți voi, acea speranță nu știți cât de mult. Ați, e un fel de ați încetat să luptați pentru voi aici.
Este ca și cum sunteți într-o relație, dar de fapt nu sunteți, dar de fapt încercați să aveți ceva frumos. Și cred că energia acestui turn și judecata este cu totul altceva, nu este neapărat în relația voastră. Chiar vreau să văd clarificarea. Deci, voi. Șapte de bâte. Vă schivați. Nu numai, vă îndepărtați pur și simplu de relație. Doriți să fiți independenți. Noul acesta de monede este felul de a te concentra foarte mult pe carieră. Deci vă concentrați foarte mult pe carieră în loc să mergeți pe această relație. Vă concentrați foarte mult. Este felul de a vă manifesta acum. Un nou început. Voi. Posibil, într-adevăr, să aveți o responsabilitate mare sau poate chiar serviciul vostru sau compania voastră și aveți un stres extraordinar. Un stres extraordinar în momentul în care știți că aveți de plătit taxe, știți că aveți de plătit personal și nu vă este gândul sau să zicem atașamentul față de acea persoană. Este ca și cum nimeni nu vă înțelege în ce situație sunteți. Judecata. Ce scoate în realitate judecata? Magicianul. Că sunteți capabili, într-adevăr, să faceți totul. Puteți să găsiți timp pentru tot. Dar vedeți voi mâna magicianului. Îți arată și puterea, dar în același timp îți arată și poziția de stop. Nu te apropia. Deci e un fel de nu doriți voi să comunicați pe această temă. Steaua. Deci nu se poate. Poate fi un vărsător sau poate fi într-adevăr, mai există o speranță pentru că este dublă. Deci același mesaj. Este exact același mesaj, deci nu se poate. Mai există o speranță. Persoana cealaltă. Justiția. Încearcă într-un fel să echilibreze ceea ce este cu voi, dar nu uitați că poate fi și o persoană care încearcă să comunice cu voi, pentru că justiția este de fapt și semnul balanței. Are foarte multă răbdare cu voi. Nouă de bâte, trece prin momente grele. Dezamăgire, deci așteaptă comunicarea din partea voastră. Și este o persoană care știe, de fapt, o persoană, un semn de pământ, o persoană care, de fapt, știe ce vrea. Dar în momentul în care are în față energia voastră, este felul de a vă schiva, sau mai bine zis, de a spune, de a avea multe motivații împotriva unei simple comunicări, atunci persoana respectivă este o persoană matură și încearcă să stea pe poziția unde este. Ce este între voi doi? Doi de cupe. Sunteți suflete pereche. Deci vă completați. Înțelege prin ce treceți. Dar în același moment vă lasă pe voi să decideți într-adevăr dacă este cazul să comunicați. Haideți să vedem cealaltă persoană. Și cred că aveți aici o mare greutate legată de niște taxe. Dar persoana respectivă, să știți că vrea o legătură până la sfârșitul vieții. Nu este pur și simplu o relație.
cealaltă persoană, intențiile, trei, ok, pe poziția, pe prima poziție vor fi trei, a doua, iarăși șapte de, deși cealaltă persoană încearcă să se apere, nu vă mai înțelege și este ca și cum ați fi avut conversație cu această persoană, dar în momentul în care și-a dat seama că de fapt nu știți ce vreți sau vă ascundeți după carieră, atunci se oprește. În prima poziție avem puterea, deci se abține enorm de mult de a spune ceva și un nou început. Avem cavalerul de bute și asul de bute. Se abține să își arate pasiunea spre voi. Se abține să arate ceea ce simte. În primul rând sunteți voi aici. Deci voi vă abțineți în același moment de la această pasiune pe care o simțiți cu această persoană. Este cartea voastră. Și dați la o parte acel ceva. Este ca și cum ai spune, nu am timp. Nu am timp pentru așa ceva. 5 de bâte, momentul în care încercați să aveți o conversație, vă certați. 2 de bâte, nici voi nu știți exact despre ce este vorba. Aveți nevoie de emoții, aveți nevoie de pasiune. Ce încercați? Cei doi iluminatori sunt aici. Exact astăzi. Activați-vă relația, cred. Sau, mai bine zis, încercați să nu vă mai enervați. Lăsați ceea ce v-am învățat cu mâinile și în energiile mâinilor. Cavalerul de... Și mai multe informații vă voi da pe vlog. Cavalerul acesta, persoana respectivă, și-a luat avântul, să zicem, în a încerca să facă mai mult, să aibă mai, mult mai multă acțiune, activitate în viața lor. Deci, efectiv, au lăsat această energie. Haideți să vedem ce decide aici, clarificarea lor. Sunt blocați. Se simt blocați din cauza voastră, din cauza atitudinii voastre, sau mai bine zis, dar ei își doresc același lucru. Să fiți împreună. Pentru totdeauna. 5 de bâte. Atât pentru ei, cât și pentru voi, nu pot dormi, deci este un stres. Da, înțelegem, este posibil și pentru voi să fie un stres în funcție de munca pe care o faceți și o prestați, dar în același timp aveți un, este un stres în relația în care ești cu persoana respectivă. Pajul de cupe. Persoana respectivă ți-a transmis mesajul că te iubește. Iar tu ai răspuns cu totul altfel. E ceva mai dur decât hai mă, lasă-mă. Voi. Iubiți persoana respectivă și chiar doriți să aveți acel ceva, dar este un fel de peste ce trebuie să treceți. 3 de monede. Va trebui să lucrați mai mult cu voi și, într-adevăr, să aveți o comunicare, să fiți responsabili de ceea ce doriți să spuneți. Va trebui să vă transformați, să înțelegeți că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă între voi poate duce la despărțire. Pentru că ceea ce vă doriți cu adevărat, de fapt, este 10 de cupe. Pe bune. Deci, doi ăla de bute chiar își face treaba. Una rece, una caldă. Una rece, una caldă. Va trebui să vă transformați, pentru că ceea ce văd eu aici este iubire. Și va trebui să se termine acest joc copilăresc.
voi. Știți că puteți să treceți peste orice tip de problemă. Voi sunteți implicați oriunde. Deci numai voi sunteți cei care, într-adevăr, veți decide cu adevărat dacă doriți această persoană și dacă, într-adevăr, doriți ca această persoană să fie cea mai importantă persoană din viața voastră. Pentru că puteți îmblânzi orice. Deci unii dintre voi, într-adevăr, este momentul în care decideți dacă vă căsătoriți sau nu, momentul în care veți decide dacă sunteți capabil să duceți niște responsabilități. Da, sunteți capabil să duceți niște responsabilități și știți foarte bine. Aveți aici împărăteasa. Abundența vine atunci când într-adevăr o atragi și când știi într-adevăr cum să o atragi. Iubire, creativitate, tot ceea ce îți dorești poți să ai. Numai de tine depinde. Cu acestea fiind, la revedere, vă mulțumesc din toată inima, vă aștept pe vlog cei care doriți să veniți.